Foarte gustoasă și sățioasă salata caldă de fasole boabe. Haideți să o pregătim împreună și în 30 de minute vă puteți așeza la masă. Încălziți 2-3 linguri de ulei de măsline într-o tigaie împreună cu usturoiul feliat și chinionul. Pe foc potrivit, doar cât să aromatizați uleiul. Puneți apoi fasolea, coaja rasă și zeama de lămâie, roșiile cherry, sare și piper după gust. Lista de ingrediente o găsiți și în comentarii. Lăsați pe foc acoperit doar 50 minute. Roșiile să rămână al dente, să-și păstreze gustul proaspăt și dulceac. La final, un praf de cimbru, brânza telemea sfărâmată și pătrunjel verde. Poftă bună vă dorim! Pentru mai multe rețete ușor de făcut, intrați pe cumvoplace.ro și pe canalul nostru de YouTube.